În dimineața de 1 martie a plouat cu mărțișoare. Elevii mai multor școli din Baia Mare au participat la proiectul intitulat Un mărțișor, un zâmbet pentru o zi. Astfel că trecătorii au fost plăcut surprinși la primirea mărțișoarelor confecționate chiar de către elevi. Elevii de la școala Avram Iancu și Nicolae Iorga au fost de-a dreptul încântați să participe într-un astfel de proiect dinamic. De altfel, prin actul de dăruire necondiționată, în cazul acesta a dărui unor necunoscuți și a aduce zâmbetul pe buzele acestora, se cultivă în copil valori firești umanitare, de relaționare, scrie actualmaramureș.ro.